De ani bun se discută despre lucrările care ar trebui să înceapă pe drumul județean 735, care face legătura între Câmpul Lung și Cândești. La începutul lunii iunie, directorul regiei județene de drumuri ne declara că se mai așteaptă două avize, cel de la APE și cel de la Mediu, pentru a obține autorizația de demarare a lucrărilor. Între timp, acestea au fost obținute, însă acum se așteaptă finalizarea procedurilor de atribuire a contractului pentru dirigintele de șantier. Acestea au fost inițiate, însă au existat contestații, astfel că la acest moment nu se știe data exactă de începere a lucrărilor. Finanțarea e, autorizația e, legea spune dirigintele de șantier că trebuie luat tot pe sicap. Și au fost contestații, s-a mai tras o dată. Și când ar fi termenul? E greu să vă spun. Poate și luni, poate și în sfârșitul săptămânii, când se dă bun de tipar și se face câștigătorul de dirigintele de șantier. Dacă vă puteți imagina, adică să n-ai tu posibilitatea beneficiar, să ai propriul tu dirigintă de șantier. Deci, noi suntem cu temele făcute, nu mai dirigintă de șantier. Nu am, că trebuie să iei păsicat și ai toate șansele să iei. Ai propriul tău dirigintă de șantier care supraveghează desfășurarea lucrărilor în bune condiții, nu? Pentru un beneficiar, să-l ai de la calaș, de la satul mare, de unde o fi el. Asta e în România noastră. Dar am avut atâta răbdare, eu vă propun să mai avem puțină răbdare, ca să începem. Aveți ce face. Dan Manu cunoaște bine realitatea din teren, fiind conștient de faptul că drumul nu a mai fost reabilitat de ani buni. Însă, la acest moment, trebuie așteptată finalizarea procedurii de atribuire a dirigintelui de șantier. Abia după această etapă, ne putem aștepta să vedem utilajele în teren, când, deocamdată, nu se știe.